Rosie și prietenii ei. Chemarea sălbăticiei. Ghici ce sunt! Squeak, squeak, squeak! O roată ruginită? Nu! Squeak, squeak! Te prefaci că plângi! Nu! Hai, Mirlă, tu ești bună la jocul ăsta. Drept ce se dă martinel? Mirlă? Squeak, squeak! Oh, e un șoricel, cra. Da, bravo, Mirlă, acum e rândul tău. Pretinzi că ești pasăre. A fost ușor. Ce face pasărea? Pasărea migrează precum suratele ei. Migrează? Oh, asta e atunci când păsările zboară spre țări mai calde, ca într-o vacanță lungă. Ne putem bălăci în mare, ne jucăm în nisip și mâncăm fructe exotice din copaci. Asta sună grozav! Wow! O, mai spune-ne, Mirlă! Uite-l pe amicul meu, Lișiță! Iuhu! Mac, mac, mac! Să migrăm și noi? Nu cred că putem. Doar păsările pot. Mac, 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 mac! Dar trebuie să vii cu noi, Mirlă! Ești pasăre și migrezi! Știu! Dar prietenii mei vor înțelege. Gândește-te la distracția pe care o ratezi dacă nu vii. Scârți, scârți, ghici ce sunt? Ei, ești un șoricel, desigur. Nu-i adevărat, sunt Moș Martin prefăcându-se șoricel. Foarte nostim, Țup Țup. Vii la joacă? Nu pot, am de lucru. Mirlă, te simți bine? Ce s-a întâmplat, Rosie? Cred că Mirlă ne părăsește. Cred că va migra. Nu ne poate părăsi. Nu va mai fi cine să mă trezească dimineața de vreme. Și ce ne facem fără magia ei? Putem face un singur lucru. Să o convingem pe Mirlă să rămână aici. Cum? Bine, iată ce vom face. Ce să fac? Vreau să migrez, dar îmi va fi dor de prieteni. Tocmai. Totul e gata? Da. Începe operațiunea vacanță exotică. Iată-te, Mirlă! Era să pierzi zborul. Ra? Zborul meu? Cu celelalte păsări? Nu, nu! Astăzi vei călători cu Will Airways. Pe aici, doamnă. Dar unde merg? Vei vedea! Acum pune-ți centura și pregătește-te de decolare! Ține-te, Mirlă! Se apropie aterizarea! Dar acesta e terenul de joacă! Vin aici zilnic! Nu și aici! Uită-te în jur! Bun venit la plaja Mirlă! Wow! E cea mai tare plajă! Wow! Hopa! Scuze, Mirlă!
Asta nu era în plan. Oh, uite, au venit băuturile! Bravo, Țup Țup! Scuze, adică ospătar. Hopa. Oh, nu! Scuze pentru asta, Mierlă. Mai bine relaxează-te până ce Țup Țup îți aduce o altă băutură. Ah, ce bine e! Crar, foarte bine! Închide ochii, păsărică! Da, ești o păsărică ostenită! Moș Martin? Lasă-mă să te leg în casador! Moș Martin, nu! Așa, nu te mișca, păsărică! Mierlă? Mierlă! Poftim, Mierlă! Nu e nimic! Nu așa trebuia să fie! Trebuie să facem ceva repede, altfel o pierdem pe Mierlă definitiv! Scuze că te-am aruncat din hamac! Te simți bine, Mierlă? Da, sunt bine! Adică... nu prea știu... sunt puțin amețită. Asta te va înviora. Mulțumesc, am să stau aici. Dar Mierlă, vacanța nu s-a încheiat? Nu? Te rog să nu te ridici din scaun și să nu desfaci centura. În dreapta ta e casa de joacă unde putem trăi aventuri fantastice. Nu am ajuns încă? În stânga o poți vedea pe Safi, cedrul exotic. Salutări! Doar peste mări și țări mai poți vedea așa ceva, dar ea e chiar aici. Iată frumusețea cimbalurilor mele. Îmi plac alea. Am ajuns? Nu încă. Trebuie să împing la deal. E foarte greu. Stai, lasă-mă să te ajut. Aici putem mânca fructe exotice. Rosie! Ajutor! Ajutor! Oh, nu! Mierlă, ești bine? Îmi cer scuze pentru zdruncinături, Mierlă. A fost rapid. Hai, Mierlă, e timpul să plecăm. Ne părăsește. Papa, Mierlă. Nu va fi la fel fără Mierlă alături de noi. Ne va lipsi culoarea și magia ei. Îmi pare rău, prieteni. Am făcut tot posibilul. Eu sunt Mierlă? Credeam că ai migrat. Cum? Să abandonez totul? Unde aș putea trăi atâtea aventuri alături de prieteni buni? Altundeva nici n-aș vrea să fiu. E destinația perfectă pentru migrație. Nu-i așa, păsărelelor? Le-am invitat să rămână o vreme. Bun venit acasă la mine! Tipic pentru Mierlă! Păcat că avionului i-au căzut aripile. Aș fi vrut să călătoresc și eu departe. Unde ai vrea să mergi, Țup Țup? Într-un loc cu multe distracții și cu multă mâncare. Sunt foarte mâncăcios, să știi. Știu unde m-aș duce?
La casa de joacă, la ceai! Vesela rău! Rosie și prietenii ei. Cea mai lentă cursă posibilă. Cine ajunge primul la călușei, Rosie? Trebuie să câștig! Trebuie să câștig! Oh, bietul Țup-Țup! Pierde mereu! Poate de data asta... Câștig! Am învins! Am învins! Sunt cel mai iute! Bravo, Țup-Țup! Tocmai am învins-o pe Rosie la viteză. Serios? Da! Într-un fel, sunt cel mai iute! Sunt cel mai iute! Nu mai iute ca mine! Will e mai iute ca oricine! Dar Țup-Țup a învins-o pe Rosie! Te întrec oricând, Will! Vrei să încercăm? Eu consider că sunteți egali. Dar unul dintre noi trebuie să fie mai iute, nu? Bine, Țup-Țup! Cine ajunge primul la livadă? Oh, nu! L-am lăsat pe Țup-Țup să câștige. Pe Will nu-l va întrece. Stați! Dacă vreți să vedeți cine e mai iute, trebuie să țineți o cursă mare, cu linie de start, cu un arbitru și... premiu pentru un învingător! Sună bine! Și mie! Vai mie! Voi câștiga orice cursă. Treziți-mă când putem începe. Dacă te întrec pe tine, Rosie, atunci pot întrece pe oricine, nu-i așa? Dacă vrei să câștigi cursa asta, îți trebuie ajutorul meu. Să înțeleg că vor să țină o cursă mare? Cea mai mare cursă! Ce spui de o cursă circulară, de jur împrejurul grădinii? Wow! Sunt kilometri întregi! Și premiul pentru câștigător va fi un coș de afine. Știu că Martinel are destule. Gogoș! Gogoș! Trebuie să fii pregătit. Și sari! 1, 2, 3! Cra! Pista de curse e gata! Hai să vedeți! Și învingătorul va primi un coș de afine. Afine! Trebuie să câștig, Rosie. Sari ca pe arcuri, nu uita! Ce-i cu țopăitul ăsta? Mă antrenează Rosie ca să-l întrec pe Will. Ar trebui să te pregătești de cursă. Hei, e a mea! Rosie îl pregătește pe Țup-Țup, iar învingătorul primește un coș mare de afine. Trebuie să-ți fiu antrenor. Sunt oricum mai iute, nu-mi trebuie antrenament. Îl voi întrece pe Țup-Țup la orice cursă. Ar trebui să vezi pista, e uriașă. Începeți de aici. Alergați prin labirint, pe lângă pădure, prin terenul de joacă, pe după leagăne, prin grădina lui Rosie și treceți linia de final aici. Cursa începe la ora 3, deci aveți timp destul să vă pregătiți. Ajutor! O poți face, Țup-Țup! Trebuie să sari ca pe arcuri. Nicio grijă! Cu ajutorul meu, minunea Will câștigă sigur. Mai vedem noi. Nu-i așa, Țup-Țup? Ăsta e locul unde găsim afinele. Încântător. Gata, Will? Gata, Țup-Țup? Pe locuri?
Fiți gata? Start! Hai, Țup Țup! Hai, Will! Hai, Țup Țup! Mai repede, mai repede, mai repede, mai repede! Țup Țup va câștiga! Nu, 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 nu! Will e mai iute pentru că l-am antrenat eu! Intră în labirint! Nu mă poți prinde! Vedeți ceva? Țup, țup! Da! Știam eu! Nu pot să mă uit! Hai, Țup Țup! Gândește-te la afine! Tot eu sunt maiute! Will câștigă! Ura! Ai grijă de afine, Moș Martin! Vor fi ale noastre, sigur! Nu fi așa de sigură de asta! Oh, Țup Țup va fi tare dezamăgit dacă nu câștigă! Antrenamentul m-a istovit! Trebuie să mă odihnesc! Am totuși avantaj mare! O scurtă odihnă! Afine, afine! Sari ca pe arcuri, Țup Țup! Ca pe arcuri! Ca pe arcuri! Să recuperez! Ui? Doarme! Poate mă pot opri un minut. Îl pot înfrânge pe Will dacă pornesc înainte ca el să se trezească. Ar fi trebuit să ajungă deja. Se vede ceva? Nu! Sper că nu au pățit ceva. Cine câștigă? Nu-mi pasă cine câștigă. Vreau doar să fiu sigură că sunt bine. Să mergem să-i căutăm. Țup Țup! Will! Nu sunt aici? Cra! Nu-mi vine să cred! I-ai găsit? Trezirea! Ai o cursă de încheiat! Șșș! Sunt epuizați! Hai! Am o idee mai bună! Cine a câștigat? Am reușit, Rauzi. Păi, v-am împins deodată dincolo de linia de sosire. Deci ați câștigat amândoi. Da. Deci, a venit momentul să împărțim afinele? Oh, da, mi-e tare foame. Nu contează că ați terminat deodată. A fost o cursă grosavă. Și împărțim bucuroși premiul, nu, Țup Țup? Da, suntem amândoi învingători. Rauzi, privește cât de repede mănânc eu afine. Nu mai repede ca mine? Rauzi? Da, Țup Țup. Nu-i așa că nu contează deloc cine-i mai iute? Eu sau Will? Nu, Țup Țup. Nu e totul un concurs? Acum, haide să ne culcăm. Eu pariez că adorm înaintea ta. Pariez că nu.
câștigat! Somn ușor, Rosie. Somn ușor, Țup-Țup. Vesela Rosie și prietenii ei. Ocolul pământului într-o zi. Îmi plac baloanele tale, Holly, și mie. Vor să se înalțe spre cer. Știu, trebuie să țin ața foarte strâns. Poftim, mulțumesc, Moș Martin. 97, 98, 99 Will, spune-mi ce ai pe minge. Planeta Pământ, unde locuim cu toții, dar nu știu ce-s locurile astea. Nicio grijă, Will! Din fericire, sunt un cameleon umblat prin lume. Să vedem. Locul ăsta cu vârful însăpezit e regiunea arctică. Serios? O fi frig acolo? Locul ăsta mare e Africa. Foarte cald. Da, da, și eu am călătorit mult, să știi. Pe bune? Unde ai fost? Acolo. Oh, deșertul Sahara? Și acolo. Polul Sud? Da, de multe ori. Îmi place dealul meu, însă aș vrea să călătoresc. Dar întrucât am rădăcinile înfipte în pământ, n-o să călătoresc niciodată. Nu-i nimic. Toată discuția asta îmi provoacă mâncărime la picioare. Vreau să plec într-o nouă aventură. Oh, da, și eu. Oh, nu. Asta-mi dă o idee. Busolă, este. Telescop, este. Sandvișuri, sunt. Baloanele astea o să vă ducă în înaltul cerului. Cârma o să vă permită să zburați unde vreți. Stânga, dreapta, sus, jos. Mulțumim, prieteni! Am pornit! Adio! Cu bine! Uite că am plecat în lume! Iar! Primul popas, Spania. Nu, nu! Vreau să mă duc în Egipt să văd piramidele. Au plecat în călătorie. Stejar e trist. Păcat că el nu poate călători. Mi-a venit o idee. Dacă Stejar nu poate pleca în lume, o să aducem lumea la Stejar. Bine, deci suntem de acord în sfârșit? O să vedem magnificul mare zid chinezesc? De acord, o să zburăm spre est. Ce tot faci? Estul e încoace. Archie, păsările au un simț al orientării înnăscut. Am busolă! Uite, îți arată în ce direcție e estul. Wow! Am avut busolă. Poftim, Stejar, propriul tău bilet în jurul lumii. Serios? Dar cum? Pleci în Africa. Africa e un loc foarte mare. Multe animale locuiesc acolo. Girafe înalte, elefanți mari și maimuțe năzdrăvane. Delicioasă! În Africa sunt jungle și deșerturi și muzică grozavă, să dansăm pe ritmuri de tobe africane. Rosie, e minunat! Parcă aș fi Aevea în Africa. Să recunoaștem, ne-am rătăcit. Din vina cui, ha? Trebuie să coborâm să cerem îndrumări. Am putea fi oriunde. Stai! Aud tobe. Iar eu văd o maimuță. Ultima dată când am fost în Africa, mi-a luat mai mult timp. A
Asta demonstrează că soluția mea a fost mai rapidă. N-avem nevoie de busola ta. Oh, un leu! Un leu! Repede! Nu vreau să fiu în Africa! Oh, wow! Și iată-l pe regele junglei! Leul! Uimitor! Așa e mai bine! Nu cred că o să ne întoarcem prea curând acolo. Acum învelește-te bine, stejar, fiindcă următorul nostru popas va fi în regiunea arctică, la Polul Nord. Inuiții care locuiesc acolo construiesc uneori case din zăpadă. Bună ziua! E ger afară, dar cald și plăcut în igluul meu. Și prind pești prin găurile sparte în gheață. Pește la ora ceaiului. Măi să fie. Dar trebuie să fim atenți la urși polari care doresc la rândul lor pește la micul dejun. Păzea, în spatele vostru. Ai, sandvișurile au dispărut. Regret, mi s-a făcut foame. Și mie, sunt flămând. O să găsim ceva de mâncare acolo jos. Zăpadă? Ai caramba! Polul Nord! Un urs polar! Zboară, zboară, zboară! Următorul popas, Australia. Instrumentul ăsta muzical se numește didgeridoo. Îmi place cum sună. Ai nevoie de forță ca să cânți. În Australia trăiesc cangurii. Sar de colo-colo și șcară puii într-un marsupiu special. Tot aici a fost inventat bumerangul. Când îl arunci, se întoarce. Wow! Wow, Rosie! N-am mai văzut așa ceva. Ai, ai, un bumerang? Oare suntem în Australia? Ia să coborâm să verificăm. M-am săturat. Nu-mi plac călătoriile. Dar încă n-am aterizat nicăieri. Vreau doar să merg acasă. Mi s-a făcut foame. Să mergem atunci. Mai încet! Oare unde suntem? Un tigru! De n-aș fi plecat de pe dealul lui Stejar. Mierlă? Nu acum, Rosie. Rosie? Ne-am întors? Ne-am întors! Rosie! Ne-am distrat de minune! Ne-am dus în Africa și am văzut un leu, apoi un urs polar la Polul Nord. Lui Archie a fost frică, dar l-am ajutat dat fiind că sunt o călătoare experimentată. Înțeleg! Ne pregăteam să-i arătăm lui Stejar India. Vreți să ne ajutați? India! Știu totul despre India! Fantastic! Vă mulțumesc frumos, prieteni dragi! Am călătorit în jurul lumii fără să plec de pe deal. Mulțumesc! La fel și Mierlă! Dacă aș putea călători undeva în lumea largă, aș alege India pentru dansuri.
Tu ce ai alege, Țup-Țup? Un loc cu multe hamacuri în care să lenevesc și să dorm toată ziua. Hai cu mine, Țup-Țup. Știu locul perfect în care poți visa toate lucrurile văzute astăzi. Rosie și prietenii ei. Will prinde aripi. Ce pune la cale? Will se comportă ciudat. Ia să vedem. Pare că fuge de un roi de albine supărate. Nu! Încearcă să rămână calm. Nu înțeleg. Ce e calm în a da din mâini ca un fluturaș țicnit? Să mergem să aflăm. Dar mai întâi să aflăm ce e în cutia lăsată la ușa noastră dimineață. Pentru Rosie și Țup-Țup. Dar nu scrie de la cine este. Oare ce ar putea fi? Pom-pom-pom-pom-pom-pom. Lui Țup-Țup și lui Rosie le va plăcea cadoul meu. Nu se întâmplă să primești în fiecare zi norocoasa. Pietricică. Doamne, am uitat să o pun în cutie. Trebuie să reușesc cumva. Cra? Ce anume? Ce anume vrei să faci? Bună, Mierlă! Încerc să zbor. Will, zburătorul. Încetează. Zborul e o artă. E lucrul despre care eu știu absolut tot. Cra? Hai, ridică-te. Ridică brațele, Cra, și închide ochii. Bine. Înalță-te, pasăre. Ridică-te mândră în aer și mângâie drăgăstos norii. Fii una cu rândunelele, Cra, și atenție la copac. Problema ta este una evidentă. Și anume? Se pare că îți lipsesc aripile. Ai observat și tu? Ce faci acolo? Cu penele magice ușor să te înalți în albastrul cer. Așa e, Will. E vremea de zbor. Păi... Dă-i drumul. Dă din aripi. Simți magia, Will? Nu, dar mă simt aiurea. Nu ai găsit nimic? Nu. Interesant. Will e în grădina cu flori și pare dezamăgit. Cred că e timpul să aflăm ce se întâmplă. Bună, Will! Bună, Rosie. Țup-Țup? Ce e? Nu-mi doresc decât să zbor. Chiar cer atât de mult? Probabil. Am încercat cu penele lui Mierlă, dar n-am reușit. Nu mă desprind de sol. Dar poate că nu ești făcut să zbori. Țup-Țup are dreptate. Perfect. Dar nu trebuie să renunți de tot. Noi te vom ajuta. Nu-i așa, Țup-Țup? Da? Da, așa este, da.
Oh, cum o să le dau eu acum pietricica mea norocoasă? Așa, Will? Mai sus! Mai sus! Dă din mâini! Haide! Oh, asta fac! Asta fac! Nu merită! Sunt extenuat! Aha! Știu! Să urcăm dealul! Rosie? Țup-țup! Sunteți siguri de asta? Aproape siguri! Noroc, Will! Să știi că vei avea nevoie de el! Am pornit! Da! Will, ești de afară? Sunt bine. Aș vrea ca toți să stea puțin pe loc. Trebuie să reușim să te facem să zbori. Aterizez ca un bolovan în loc să zbor ca o pasăre. Ce păcat că nu ai aripi ca un avion. Țup, țup! Ești un geniu! După mine, încotro, să-i dăm aripi lui Will! Iar acum, momentul pe care l-ați așteptat cu toții. Țup-țup, te rog! Iată-l pe Will, băiatul zburător! Gata, Will? Gata! Stați! Ce e, Martinel? Ați deschis cumva cadoul? De la tine era? Dar era gol! Știu, regret. Pe asta ar fi trebuit să o găsiți. E frumoasă! E piatra mea norocoasă. Dacă vă veți dori ceva, sigur vi se va împlini. De aceea e norocoasă. Mulțumesc, Martinel! Din cutie am făcut aripile, iar pietricica norocoasă îi va aduce noroc lui Will. Baftă, Will! Gata! 3, 2, 1... Da! Ia te uită! Will are aripi! Zbor! Zbor! Piatra i-a adus noroc. Și penele mele magice. Bravo, Will! Ai prins aripi, Will! Mulțumită vouă, Rosie și Țup-Țup! Da, Țup-Țup, dacă aș fi purice și aș avea mărimea de acum, aș putea zbura până la lună. Chiar așa, imaginează-ți cât de mare ar fi câinele în care aș sta eu. Uriaș! Enorm! Dar căsuța câinelui, oare cât ar fi? Ar fi chiar enormă. Rosie? Da, Țup-Țup? Nu doresc să fiu purice uriaș.
Nu cred că se va întâmpla asta. Noapte bună, Țup-Țup. Noapte bună, Rosie. Aș dori să fiu un iepure uriaș. Rosie și prietenii ei. Misterul celor patru pene. Turboreactoare la putere maximă! Sunt mai iute ca tine oricum, Will. Haide, mașină! Haide! Hai! Haide, Rosie! Mierlă! Nu pot sta! Sunt tare ocupată! Da! Am învins! Bravo mie! Sunt campion! Țup-Țup, cine a învins? Nu sunt sigur. Trebuia să fii atent. Am fost, dar nu și la final. Oricum nu contează, căci am învins. Eu am învins. Rosie, ai spus că ar fi distractiv să facem prăjituri. Sper că te pricep mai bine la prăjituri decât la curse. Altfel, cuiva-i va pica rău la stomac. Dar eu am învins. Fulgi de ciocolată, te rog, Rosie. Nu cred că nu m-ai văzut câștigând cursa. Scuze, Rosie, Mierlă mi-a distras atenția. Rosie? Ce? Nasturele meu! Unde a dispărut? Nu știu. Cel puțin vestea bună e că nu e în aluat. Probabil a căzut în timpul cursei. Trebuie să-l găsesc. Mai repede, Moș Martin. Trezirea, Martinel. E foarte târziu. De ce nu a sunat ceasul? Unde e ceasul? Nici eu nu-mi găsesc ursulețul. El nu pleacă niciodată singur. Aveam ceasul acela de când eram pui. Stai! Asta ce-i? Și eu am găsit unul. Le deschidem? Nu știu. Ursulețul ar ști. Mi-aș dori să-l găsesc. Bine, Țup-Țup, aici am început cursa. Să căutăm nasturele. Iertare, Rosie, învingătorul se plimbă. Un pachet. O fi ziua cuiva, Rosie. Lasă asta, Țup-Țup. Cu cât găsesc nasturele mai repede, cu atât mai repede îl pot înfrânge pe Will din nou. Să vedem acasă la Martinel. Am fost pe acolo azi dimineață. Bună, Rosie. Bună, Țup-Țup. Și voi ați găsit un pachet. Uite. Grozav, dar eu mi-am pierdut nasturele. Mie mi-a dispărut ceasul. Și mie ursulețul. Cineva sigur le-a luat, Țup-Țup. E nevoie de o anchetă serioasă. Deci, ție ți-a dispărut ceasul. Cât era ora? Nu știu, nu aveam ceas. Ar fi trebuit să aduc prăjiturile. Ancheta asta îmi face foame. Păzea! Stop! Stop! E o anchetă serioasă! Stop! Stop! Încerc eu. Gogoși! Plac, gogoșule! Plac, gogoșule! Plac, gogoșule! Bravo, Rosie! Acum, ce ați făcut astă dimineață, ghindelor? Am sărit! Înțeleg. Și de ce săreați voi? Pentru că asta facem noi! Le trebuie ajutorul cuiva inteligent. Eu sunt acela. Mă gândeam la Safi. Haide! Rosie și Țup-Țup, ce surpriză plăcută! Bună, Safi!
De unde știai că suntem noi? Eu știu multe lucruri. Și am auzit chiore în stomacul lui Țup-Țup. Oh, scuze! Rosie, apropie-te, copilă. Ce te necăjește? Cineva ia lucrurile noastre preferate și nu reușim să găsim făptașul. Spune-mi, deșertul merge oare după ploaie? Sau mai degrabă ploaia găsește deșertul? Dar acum nu plouă. Cred că spune că în loc să căutăm noi făptașul, să lăsăm făptașul să vină la noi. Mersi, Safi. Trebuie să întindem o cursă. Will! Vrei să ieși iar pe locul 2, Rosie? Nu, nu vreau să te înfrâng încă, Will. Întâi vreau să împrumut mingea ta. Bine, bine. Dar ai grijă de ea, e cea mai bună. E pe mâini bune, te asigur. Mă duc la stejar. Iată momeala. Acum doar așteptăm. Cel care ne ia lucrurile va încerca să ia și mingea lui Will. Noi doar așteptăm și îl prindem. Oh, bună! Ne gândeam că vă e foame. Și v-am adus prăjituri. Mersi. Deci, de cine ne ascundem? Îl vom prinde pe cel care ne ia lucrurile. Folosim mingea lui Will ca momeală. Care minge? A dispărut! Oh, mingea bună a lui Will! Rosie, tu ai promis că e în siguranță! Știu! Să îl căutăm! Sunt sigură că va înțelege! A dispărut, dar era preferata mea! Regret! Oh, văd că astăzi chiar nu mă pot face comod. Scuze, Will, încercam doar să ne recapătăm lucrurile. Poate acum le putem deschide. Poate sunt bilețele înăuntru. Sau pene? Deci, dacă aflăm ale cui sunt penele, aflăm cine ne-a luat lucrurile. Oh, de la mine se aude. Oh, seamănă cu ceasul meu. Se aude de acolo. Așa e mai bine. Nasturele meu! Mierlă! Cra? L-am găsit pe cărare. Ursulețul meu! Mingea mea! Mierlă! De ce ai luat ce nu îți aparține? Pentru că am văzut că fiecare are un lucru special și voiam să am și eu unul. Deci m-am gândit să fac un schimb. Știi că pentru asta trebuie să ceri voie, Mierlă. Știu. Și am aflat că speciale pentru mine sunt doar penele mele. Am renunțat la toate, chiar și la rezerve. Acum e dor de ele. Tuturor le e dor de lucrurile lor. De aceea sunt speciale. Să știi că ursulețul te poate vizita oricând vrei tu. Și poți împrumuta ceasul meu. Și poate mingea mea. Dar data viitoare întreabă întâi bine. Îmi pare rău pentru ce am făcut. Oh, îmi doresc să mă pot revanșa. Poți! Ne întrecem, Will? Propulsoarele sunt gata de cursă! Mă apropii! Deci, rezultatul a fost strâns, dar învingătoare este Rosie! Da! Mersi pentru cursă, Will! Cea mai bună de mult timp? E în regulă, e ultima pe care o câștigi. Sclipitor! Da, chiar așa! Țup-Țup, tu la ce ții cel mai mult? Variază! Este dinozaurul, yo-yo-ul, uneori este papagalul de gumă,
sau patinele cu rotile. Trebuie să fie ceva la care să ții cel mai mult. Păi, da. Care? Păi, sunt de fapt două lucruri la care țin. Țup-țup, hotărăște-te! Poftim! Vesela Rău! Rosie și prietenii ei. Taraba lui Rosie. Hei! Mă apropii de aterizare! Nu poți! Nu ai unde ateriza! Uite ce de jucării! Bine zis! Îmi place să mă joc înăuntru când plouă, dar se face mare deranj. Știu! Hai să facem ordine în casa de joacă. Asta nu pare distractiv. De ce nu ne putem juca de-a taraba? Uite! Strălucește soarele. Știu cum să ne jucăm de-a taraba și în același timp să curățăm casa. Haide, țup-țup, să trecem la treabă. Veniți, veniți! Haideți să cumpărați băuturi speciale. Pare gustos. Azi avem o ofertă specială. Ne ajutați să curățăm în casă și primiți gratuit o băutură. Eu de obicei nu deretic, dar băuturile acelea par gustoase. Grozav, batem palma atunci. Veți avea nevoie de astea. Ți-a scăpat puțin. Mulțumesc. Tu nu trebuia să ajuți? Ajut, dar cred că cel mai bine ar fi să șterg geamurile din spate. Nu uita cârpa. Mulțumesc. Problema cu ștersul geamurilor este că mereu se murdăresc la loc. Și atunci, ce rost are? Adorabil. E o plăcere să fac afaceri cu tine. Plăcerea e a mea. Ura! Hopa, scuze, Mierlă, nu voiam să te trezesc. Să mă trezești? Nici vorbă, nu dormeam, îmi odihneam doar ochii. A fost o zi obositoare. Iar tu mergeai prea repede. Știu, nu-i așa că mașina mea e sclipitoare? Nu, e murdară. Iar prii o curățire. Eu nu curăț. Dar îmi place cum arată băutura aia. De unde o ai? De la taraba lui Rosie și țup-țup. Acum plec. Yuhuu! Dar să știi că nu o primești gratis. Bună, Will! Vrei și tu o băutură? Da, te rog. Te costă aranjatul unei cutii cu jucării. Cum, eu să aranjez? Niciodată! Eu nu curăț și nu aranjez nimic. Mierle are dreptate. Mașina mea e foarte murdară. Poate ideea lui Rosie și a lui Țup-Țup e bună. Dar ce aș putea da ca să-mi o curețe cineva? Au! Știu cum să curăț mașina fără să ridic un deget. Cine este? E Will. Oare ce o vrea? Haide să aflăm! Ta-da! Bun venit la taraba mea! Ce vinzi? Nu văd nimic. Asta pentru că nu e o tarabă oarecare. E o tarabă foarte ieftină și profitabilă pe deasupra.
Wow! Trebuie doar să ajutați la curățatul mașinii mele și apoi eu vă voi oferi un măr proaspăt cules. Deci, cine dorește un măr delicios? Eu! Poftim! Și ai grijă la vopsea. Dar asta e ideea noastră. Și ei sunt clienții noștri, Will. Acum nu mai sunt. Acum suntem faliți. Asta înseamnă ce cred eu? Nu e deloc distractiv să curățăm doar noi doi. Știu, Țup-Țup, știu. Am obosit de la atâta muncă. Serios? Dar înainte părea că dormi profund. Eu? Să dorm la muncă? Niciodată! Îmi odihneam ochii, atâta tot. Înțeleg. Oare unde s-o fi dus Will cu mărul acela frumos pe care l-a promis? Da, și mie mi-a promis unul. Gustos. Will, nu mă prinzi. Pa, da. Poftim, Moș Martin. Ha, bine prins. Mersi, Will. Mai jos, Martinică. Măr! Sus, Holly. Mulțumesc, Will. Mierlă! Prinde! Au! Hopa, scuze, Mierlă. Cred și eu că merit scuze. Mă bucuram de un... somn? Nu, mă relaxam după o zi obositoare de muncă. Ha! Strălucește și abia am ridicat un deget. O treabă bine făcută. E acru. Merele nu sunt coapte. Unde se duc cu toții? N-am idee, dar nu prea par fericiți. Haide, să mergem să aflăm. Mai repede, mai repede, mașină. Mărul ăsta e acru. Și al meu. Dar arată bine, nu pot fi acre. Probabil vă imaginați. Mierlă? Mierlă n-a mușcat încă din măr. Acum își odihnește ochii. În toată viața mea n-am gustat ceva mai rău. Așa mă plătești după atâta muncă grea? Trebuie să ne despăgubești. Dar nu știu cum să vă despăgubesc. Am doar mere. Foarte multe. Mi-a venit o idee. Ce-ar fi dacă ne-am uni afacerile? Da! Fac orice! Dar la ce ajută asta? Poate că merele nu sunt comestibile, dar dacă le îndulcesc cu niște fructe delicioase pentru băuturi, ar rezulta băuturi de mere gustoase. Și le putem vinde chiar din mașina ta, Will. Genial! Mulțumesc, Rosie și Țup-Țup! Veniți să luați! Ura! Ura! Poftim! Sper că au un gust mai bun decât merele acre. Cred că le plac, Will. Cred că le plac. Cer permisiunea de a ateriza lângă chiuvetă. Numai dacă vrei să te uzi, Țup-Țup. Bine punctat.
cu avionul, s-ar putea vinde bine Rosie. E foarte, foarte rapid. Mai ales când îl conduci tu. Și ar putea arunca produsele direct din cer. Dar s-ar strivi puțin. Rosie, nu găsesc niciun loc de aterizare, să știi. Oh, Țup Țup! Veselar!